Ziceți-mi, cam cum vă plasați față de ceilalți patroni din fotbalul românesc? Cu care credeți că vă asemănați? Deci, Becali, Rotaru, ne-am Șucu... Ne-am mândit toată toți. Ne-a invitat domnul Mititelu, Iorgulescu. Mititelu, mă rog. Da, ne-a invitat domnul Iorgulescu. Suntem vreo 5-6. N-am nicio... Nu pot să spun că am o zonă care sunt ca dumnealor. Adică am ceva din, cum a spus dumneavoastră, din domnul Becali, de a reacționa la cal foarte repede, știți? De pildă, scuzați-mă că vă întreb. Vă place Becali sau nu? Că unora le place, altora nu. Să spun, mie îmi place domnul Becali. Dar când place, are ceva uman în el. Să nu uite de relații financiare cu dumnealui, să nu te contrez cu dumnealui, că e destul de violent în limbaj. Dar așa este un om care, dacă intră în zona asta, cum vorbește cu dumnealui, zona asta religioasă, are o căldură umană specială. Dar de foarte mult... un om cu suflet, asta, fără îndoială. Exact. Mulți oameni spun, ce, domnule, stai de vorbă domnul Becali? Nu-i deloc așa. Domnul Becali are ceva special, adică trebuie să... Eu așa cred. După care, am ceva analitic din domnul Rotaru. El mi se părea foarte atent, foarte analitic, are tot felul de lucruri care le poziționează, știți? Cred că știu ceva din domnul Șucu. El fiind corporatist, a lucrat fotbal de asta, de asociație, de nu știu ce, organizație, de asta cum se numește fotbalul, știți? În rest, nu mă regăsesc. Nu mă regăsesc cu cel de la Cluj, nu știu, așa. La domnul Mititelu, eu îl compătimesc pentru că... Bănelu Varga nu-l știți deloc? Sau nu, l-am văzut o singură dată. Așa. Atunci. Mititelu acum ar trebui să rezonați, că e croitorul omul noastră. Nu, am vorbit doar cu dumneavoastră, la un mes la Botoșani și atât tot, dar mi se pare că pune extraordinar de mult suflet. Aici e o chestiune care trebuie să o decriptăm mult mai greu, adică nu poți spune Mititelu. Cheltuie foarte mulți bani. Pune un suflet fantastic, adică mi se pare că acolo e o chestie de management în Craiova, să nu poți uni cele două forțe, care e foarte greu de unit, dar să nu unești cele două forțe, faci o super echipă acolo. Da, e al lor intern, dar în orice caz, pentru domnul Mitre rămâne un om, să stâți, nu, deloc nu, îl apreciez cumva, dar nici n-am vorbit cu dumneavoastră. Cel mai mult din fotbal românesc am vorbit cu domnul Becali. Vă face morală Becali sau vă ascultă? Nu. Încearcă să facă mișto de mine când eram pe ultimul loc, când așa mă mai încurajează și avem discuții de-astea care, când mai venea câte un fotbalist, după care eu mergeam în zona asta. Avem noi o chestie cu cum e cu învierea de apoi, adică cum lucruri de-astea care... Și dumneavoastră sunteți religios, un tip religios? Da, adică eu sunt de vreo 15 ani, mă duc la Sfânta Liturghie, cred că în fiecare duminică, dar nu sunt la nivelul dumnealui, știți?